Am luat o mică pauză de la YouTube, mică pauză, adică n-am avut două clipuri, marți și joi, dar m-am întors în forță, nu știu dacă în forță, dar m-am întors cu paleta lunii aprilie, de fapt paletele, pentru că au fost două, am folosit două palete în paralel, le-am combinat, le-am folosit și separat. De această dată am observat că n-am mai făcut, nu m-am mai filmat în timp ce m-am machiat cu ele, n-am mai făcut acele mici tutoriale. Asta pentru că am făcut niște tutoriale cu paletele pe Instagram și vă las link în descriere să vedeți acele videoclipuri în cazul în care sunteți curioase. Îmi aduc aminte că am făcut ultimul clip pe care l-am făcut, a fost un Get Ready With Me și acolo am folosit una dintre paletele lunii aprilie, adică paleta de la Zoeva. Și astăzi o să mă machiez în fața camerei, cred că cu această paletă. Bun. Despre asta discutăm azi și am intrat deja în subiect, așa că o să continui și o să vă spun că cealaltă paletă este paleta de la Pat McGrath, paleta care se numește La Vie en Rose. O să încep cu paleta de la Pat McGrath, care este, da, o paletă minunată, vă zic din start, este o paletă foarte, foarte bună, foarte scumpă pe de altă parte, dar am varianta mini, nu am varianta mare. Varianta mare costă mult mai mult decât a costat aceasta. Asta parcă a fost 55 de dolari, dacă mi-aduc bine aminte. Oricum, destul de mult pentru o paletă cu 6 farduri, dar pe de altă parte sunt chiar niște farduri de o calitate excepțională. Comparând Pat McGrath cu tot ce am în colecție, nimic nu se compară cu paleta asta. Este o paletă cu închidere magnetică din ceva carton, cred că este ambalajul, cu un elastic aici ca să închei, să închizi paleta. Arată ca un notebook, ca o agendă, ceva de genul acesta, ca un jurnal. Vine și cu o oglindă foarte, foarte bună, foarte mare. Dacă ai luat paleta asta cu tine într-o vacanță, oglinda este perfectă să te machiezi și la față și la ochi. Este o oglindă foarte, foarte bună. Acum, paleta asta, la Vie en Rose. Mai am încă o paletă, am uitat cum se numește, am două de astea mici de la Pat McGrath, că am preferat să-mi iau două mici decât una mare, pentru că mi-au plăcut mai mult așa nuanțele. Paleta asta nu este o paletă pe care o să o folosești de zi cu zi, nu sunt pe aici nuanțe neutre, bejuri, chestii de-astea, sunt chestii colorate, chestii, adică farduri colorate, metalice, sclipicioase, este un singur fard mat, fardul care se numește Paranormal. Este un mov ceva de genul acesta, dar nu e un mov mov. Nu știu, un mov cu diverse subtonuri. Un fard satinat, cel roz, care se numește roz risqué, cu accent pe E. Și atât, în rest, farduri metalice. Super așa sclipicioase. Am purtat foarte mult din paleta asta Purple Rain. Este un mov așa foarte, foarte intens și am purtat chiar prin clipuri fardul ăsta și am făcut cu el un mini tutorial pe Instagram, dar am purtat foarte mult și eu Euphoria. Euphoria este un mov lila care arată bine aplicat pe toată pleoapa, cu puțin tuș, arată foarte, foarte frumos. Am folosit și Gold Nectar, un auriu care este la fel superb, dar l-am folosit mai mult în colțul intern, în combinație cu Purple Rain, pentru că na, îmi place combinația asta de auriu cu mov, cu mov foarte închis. Na, cam asta ar fi paleta. Este o paletă bună. Este o paletă pe care eu vi-o recomand și v-aș recomanda cam orice paletă, zic eu, de la Pat McGrath. Dacă sunteți pasionate de make-up, dacă aveți cum să puneți mâna pe o astfel de paletă, fie că e varianta mini, fie că e varianta mare, da, este o paletă într-adevăr foarte scumpă, dar de o calitate foarte, foarte bună. Acum, nu știu dacă sunt cele mai bune farduri ever, s-ar putea să fie alte farduri mai bune decât acestea, dar comparând cu ceea ce eu am în colecție, pot să spun că sunt cele mai bune sau... Hai să nu exagerez. Poate o fi o exagerare, dar oricum, printre cele mai bune farduri pe care eu le am. Da, cam asta ar fi cu paleta La Vie en Rose. Foarte, foarte repede v-am zis așa câteva chestii despre ea, pentru că nu prea am ce să zic mai mult, nu am pe ce să insist. Farduri colorate, dacă vreți ceva, o paletă cu farduri colorate, cu nuanțe de mov roz, asta este, intens pigmentate, rezistă,
Super. Și hai să trecem și la paleta de la Zoeva, pe care o să o și folosesc pentru că nu sunt machiată la ochi. O să mă machiez cu ea acum. Dar înainte de a mă machia, trebuie să vă spun așa câteva cuvinte și o să las pe ecran în timp ce eu tot vorbesc. O să vă las și swatch-uri, pentru că sunt și ele relevante, nu doar machiajul ochilor este relevant, sunt relevante și swatch-urile pentru că vedeți altfel nuanțele. În fine. Da, Zoeva se găsește în Sephora. Au adus cam... Acum nu zic că au adus tot ce se putea aduce de la Zoeva, dar au adus foarte multe lucruri cei de la Sephora, foarte multe palete pentru ochi, pentru față, au adus și pensule individuale sau seturi. Intrați pe site-ul Sephora, găsiți o groază de chestii de la Zoeva. Nu am încercat nimic până la paleta aceasta, chiar nimic de la Zoeva. Știu paleta, a fost... nu știu dacă a fost în ediție limitată, pentru că am văzut că mai este pe site, deci cred că nu a fost în ediție limitată de sărbători, dar de sărbători anul trecut a apărut în Sephora, i-am făcut swatch-uri, cred că v-am arătat-o și pe Instagram, pe Stories, și mi s-a părut o paletă foarte, foarte mișto și este o paletă frumoasă, care îmi place, doar că așa folosind-o mi-am dat seama că are unele... minusuri, să zic. Câte farduri sunt? 2, 4, 6, 8, 10 farduri. Hai că știu să număr. Sunt 10 farduri și mate și satinate și cu sclipici. Fardul acesta de aici, de jos, din colț, care se numește Recorded Looks, este cu sclipici. La fel și Dimensional Play are prin el sclipici. Celelalte sunt... sidefate metalice și sunt 3 farduri mate. Am folosit foarte, foarte mult cele două bejuri, Limitless Motion și Photogenic Painting. Am folosit aceste două farduri chiar în videoclipul anterior, Get Ready With Me. Am încercat să folosesc și fardul No Party Pre, adică ăsta de aici, care este un gri cu ceva tentă de un albastru. Nu știu exact cum se numește nuanța aceasta, cel puțin nu în limba română. Cred că în engleză se numește într-un fel anume, dar s-ar putea totuși să mă înșel. În fine, fardul ăsta este mat, are un subton mult prea rece, care nu îmi vine bine. Îmi place nuanța, dar nu îmi vine bine absolut deloc la ochi. Arăt foarte dubios, de parcă aș fi bătută, deci nu vine frumos. Așa că m-am ferit de el, l-am aplicat de două ori și am zis no way, nu-l mai folosesc. În rest, am intrat cam în toate fardurile și l-am aplicat măcar o dată luna aceasta la ochi. Care-i treaba cu paleta? Că am folosit-o, e ok, m-am înțeles cu ea. Treaba este că fardurile acestea metalice, sidefate, unele au finish metalic, altele sunt doar așa mai sidefate. Când le faci swatch cu mâna, cu degetul, sunt foarte, foarte așa untoase și se întind ca un vis, deci minunate. Când le aplici la ochi și le iei cu pensula, îți dai seama că sunt atât de moi, că sunt mult prea moi și lucrez mai greu cu ele. Și din acest motiv, pentru că sunt prea moi fardurile, devin așa sfărâmicioase cumva când vrei să le aplici la ochi. Și v-am adus mai aproape ca să vedeți cum mă machiez. Ce n-am făcut eu pentru acest videoclip? N-am fotografiat paletele la început și la sfârșit. Asta pentru că paletele erau neatinse și, în fine, puteam să fac o fotografie, dar când mi-am dat seama că nu le-am fotografiat, deja începusem să le folosesc și am zis că nu mai are sens. Așa că, acestea fiind spuse, haide să trecem la make-up. Nu știu ce o să-mi fac, pentru că o să și plec la supermarket. Nu știu cum se dimerește, de câte ori fac un Get Ready With Me, vreau să fac un tutorial ceva, apoi trebuie să plec la supermarket și plec cu tot sclipiciu și cu toate nebuniile, dar e ok. Bun, o să încep cu Limitless Motion, adică cu fardul acesta cel mai deschis, care... este un pic așa prăfos când îl iei pe pensulă, dar e ok, e pigmentat și se vede foarte, foarte bine pe pleoape. Țineți cont că este o nuanță deschisă și cu toate astea se observă, cel puțin pe pleoapele mele. O să mă dau cu el, cu fardul, adică mai mult în pliu, de fapt, nu neapărat pe pleoape. Îl aplic așa în pliu și urc ușor spre arcadă, dar nu foarte mult. Și ce rămâne... întind și pe pleoapă, pe pleoapa mobilă. Iar acum o să iau Photogenic Painting și aplic doar în pliu. La fel, este un pic prăfos, dar nu e nimic ieșit din comun, e ok. E un pic prăfos când îl iei cu pensula, dar la ochi nu e fallout, adică nu rămâne rezidu. Și vin cu nuanța aceasta doar în pliu. Până la urmă, cred că o să combin movul acesta. E un mov vișiniu, ceva de genul, cu fardul de lângă. Este un
nu știu, un turcoaz mai deschis, dar cu un subton mai rece. Împreună, așa întăvit, arată foarte bine. Sper să arate bine și la ochi și să-mi iasă ceea ce mi-am propus. O să iau fardul vișiniu cu o pensulă pentru fard. Este o pensulă ușor așa mai fluffy, nu este o pensulă plată. Și în momentul în care vin, uite, se și vede că am venit cu pensula în fard. Se vede, da, că este foarte, foarte prăfos și dacă o să scutur acum, nu știu dacă s-a prins pe cameră, dar a ieșit foarte mult fard din pensulă. Pentru că, da, este foarte moale și se ia foarte mult și o să fie și ceva fallout. Și presez. Aș vrea totuși să fie mai intens. Faza este că nici aplicat cu pensula umezită nu merge prea bine și nu arată cine știe ce și nu e o soluție. Așa că cea mai bună variantă ar fi o bază cremoasă. Și uite, aici aplic fără bază cremoasă și la ochiul stâng o să aplic cu o bază cremoasă ca să vedem diferența. Am luat o pensulă plată și o să o umezesc. Hai să vedem și așa dacă funcționează. Folosesc ceva de la NYX, un primer sub formă de spray care nu mi-a plăcut niciodată, este pentru față și nu mi-a plăcut pe față și îl folosesc pentru a umezi pensulele. Deci am umezit-o, este o pensulă plată dintr-un set de pe AliExpress și presez, da? Iau fardul ăsta vișiniu, presez ușor, ușor și da, este un pic mai intens, dar la fel, fiind mult prea moale, nu se aplică așa cum trebuie. Și acum o să trec la colțul intern, dar înainte de asta mă întorc la pensula pe care am folosit-o în pliu. Este cea de la Pupa și trec cu ea, este curată, curată, adică n-am mai luat fard, trec cu ea peste zona pliului pentru că foarte mult din fardul ăsta s-a dus în pliu. O să iau o pensulă mai mică de fard, este de la Avon. Hai să aplic fardul uscat, o să-l iau pe ăsta de lângă și în momentul în care vin cu pensula, observați că se vede că am intrat cu pensula în fard și rămâne foarte, foarte prăfos. Și aici, umbra asta, nu e nicio umbră, este fardul care a picat. Și vin cu ăsta acum în colțul intern. Uite ăsta, turcoaz, se vede mai bine decât cel vișiniu. Se vede mai bine, dar este cam aceeași problemă și cu el. Acum mă întorc la pensula plată și cu ea presez ușor aici, unde se face trecerea de la o nuanță la alta, ca să nu fie ceva foarte brusc, ca o linie trasă cu rigla. Vreau să blenduiesc. Hai să trecem și la ochiul stâng și o să vin înainte cu un creion. Este un creion, de fapt un fard, sub formă de creion, de la Note Cosmetics. Îl am în nuanța 01. Este o nuanță neutră, care nu influențează neapărat nuanța fardului și vin cu creionul ăsta pe ploapă și îmi place că alunecă foarte ușor, e cremos așa, dar în momentul în care s-a uscat și s-a fixat, stă la locul său, e foarte ok fardul ăsta, creionul. Bun, întind ușor, ușor cu degetul. O să fie o idee mai intensă aici și o să arate o idee mai bine pentru că aplic peste ceva cremos și se lipește de fardul ăla cremos și stă mai ok. Dar, nu știu, sunt foarte multe palete pe care, foarte multe farduri, de fapt, pe care le-am folosit ca atare, că doar ați văzut prin clipurile mele, le-am folosit ca atare fără bază cremoasă sau fără primer și au mers excelent și e ok. Am folosit o bază cremoasă sau un primer doar atunci când am vrut să fie, într-adevăr, fardul mult mai intens. Dar, uite, la Zoeva, cel puțin la această paletă, eu zic că aici este o problemă. Și acum vin iar cu creionul, dar în colțul intern și o să întind un pic așa cu degetul și am și mai puțin fallout pentru că am pus o bază cremoasă, nu mai am atât de mult rezidu pe sub ochi și mă întorc la fardul turcoaz și îl aplic și pe el în colțul intern, dar peste baza cremoasă. Am luat o pensulă ca să curăț acest fallout, care, în fine, nu știu cât se va mai curăța, pentru că trebuia să-mi aplic niște pudră înainte, nu m-am gândit să fac chestia asta, că știam că o să pățesc așa, deci pe aici am foarte mult fard, aici se vede, da, mai mult l-am întins și acum trebuie să trec și cu pensula un pic, să mai blenduiesc puțin.
Și când vin cu pensula, s-a dus și fardul. Da, o să las așa, aș putea să vin și pe jos, pe aici, dar parcă n-aș mai veni, că n-am ce să mai vin. Mă duc să mă spăl pe mâini și să-mi retușez pe aici, că arăt horror. Mă dau și cu rimel și mă întorc. Și cam acesta ar fi rezultatul final. Nimic așa spectaculos, nimic ieșit din comun, pentru că v-am zis că merg la supermarket și un glos pe buze este suficient. Dar da, haideți să revenim la palete ca să încheiem videoclipul. Să știți că n-am ales două palete cu scopul de a le compara sub nicio formă, pentru că nu am ce să compar. Aceste două palete nu sunt asemănătoare, sunt nuanțe diferite. Dacă aveam în paleta Zoeva nuanțe asemănătoare, poate aș fi zis că da, hai să le compar, să vedem dacă Zoeva ar fi un dupe pentru, adică o paletă care să înlocuiască Pat McGrath, o paletă mai scumpă, dar nu au nicio treabă. Inițial am mers pe Zoeva Electric Eyes, dar cumva nu m-a inspirat suficient. Bine, nuanțele îmi plac. Îmi plac nuanțele astea și vedeți că am mai combinat turcoaz cu mov. Nuanțele îmi plac, dar nu prea am avut ce să fac toată luna doar cu paleta asta. Nu a fost suficientă pentru o lună. Așa că am zis, hai să mai aleg încă o paletă și am ales ceva diferit, în nuanțe diferite, dar o paletă mai micuță, cu mai puține farduri. Și am mers pe Pat McGrath. Super paletă, recomand, minunată formula, dacă vă doriți paleta, dacă sunteți dispuse să plătiți o sumă mai mare, da, merită, eu nu regret că mi-am luat-o, este excelentă. În schimb, Zoeva, cum si cum sa, nu știu dacă toate paletele Zoeva sunt așa, cu siguranță nu, dar asta, din păcate, la formulă cam scârție, adică, uite, fardurile astea, deja nu mai sunt atât de intense cum erau când le-am aplicat, s-a mai dus din intensitate și n-am făcut nimic, adică am stat în fața voastră și am discutat cu camera, cu voi, și nu mai e așa wow cum era când le-am aplicat, că dar nici atunci nu erau super intense. În fine, nu este o paletă excelentă, dar nu este nici o paletă rea, adică ai putea să o faci cumva cât de cât să funcționeze, dar la cât costă? 100 și un pic de lei. Din banii ăștia, cred că, nu știu, v-ați putea lua ceva mai bun de la un alt brand. Cam asta a fost cu paletele, am încheiat. Dacă le aveți, dacă le-ați încercat, dacă vă tentează, spuneți-mi părerea voastră în comentarii. Cum vi s-a părut paleta asta când am lucrat cu ea? Dacă sunt eu un pic așa ciudată sau chiar paleta e dubioasă? Și haideți să facem ceva ce n-am făcut până acum, cu paleta lunii mai. O să vă pun să votați. Și ce votați astăzi când e clipul, în 24 de ore, o să rămână paleta pentru luna mai. Vă pun să votați, asta pentru că am o paletă nouă pe care am primit-o cadou, da, deci am primit-o cadou, e ok, nu, n-am luat-o, e cadou. Și o paletă pe care intenționam să o folosesc luna asta și vreau să votați. Nu știu dacă să le folosesc pe amândouă, să fac chiar o chestie de asta în care să folosesc două palete, pentru că s-ar putea una singură să fie suficientă. Paleta pe care intenționam să o folosesc în mai, Sweet Peach de la Too Faced, se potrivește cu luna mai. Bine, piersicile nu se coc în mai, dar whatever. Este o paletă super drăguță. Drăguț sună foarte ciudat. Da, este o paletă frumoasă, drăguță, merge pentru luna mai. Nu știu dacă merge, dar whatever. Pe ea voiam să o folosesc. Dar am primit cadou o paletă foarte, 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 foarte frumoasă. Tarte. Aici are o apă, ceva, o apă, un lichid. Foarte mișto paleta, e atât de frumoasă și nu m-am atins de ea absolut deloc, deloc. Adică, cred că doar v-am arătat-o pe, cum îi spune, pe Instagram. Deci e superbă, albastru ăsta și ăsta de aici. Arată super bine, în swatch, să vedem la ochi. Deci spuneți-mi ce ați vrea să folosesc în mai. Sweet Peach. Tarte. Sau amândouă. Cred că aș putea să le combin. Votați. Vă las pe ecran. Pe ecran, da? Găsiți acolo în i-ul ăla mic. Acolo găsiți sondajul plus recomandări de videoclipuri care uneori au legătură cu ce vorbesc eu aici, alteori n-au legătură pentru că n-au ce legătură să aibă, dar vă recomand eu niște alte clipuri foarte drăguțe pe care le-am făcut în trecut. Ok. Gata. Am încheiat. Deci hai că vă pun să votați pentru mai. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii, dacă v-a plăcut, dacă da, dacă nu și de ce.
dacă vreți să-mi spuneți, dacă nu, asta este, ne vedem data viitoare, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați, dacă nu v-ați abonat, ce mai așteptați, pentru că aici se întâmplă lucruri minunate pe acest canal, da, și până data viitoare, v-am pupat, toate cele bune, la revedere!